Luăm niște copii, Ryan, ia-l pe Ryan să stea la mea. Și Ryan, uite-te aici. Tuturor invitații, domnul Țipulescu, plecați-vă un pic de copii dacă a venit. O frumuseze. A plecat, aici ne simțim ca în familie, având un moment deosebit. Suntem foarte încântați de prezența dumneavoastră. Și pe lângă faptul că suntem cea mai mică locație, cei mai mică grădiniță, asta spunea că ne simțim ca în familie, fiind un ambient intim. Vă mulțumim pentru că ne face să ne simțim și mai bine cu jucăriile noi, uitând de calculator, uitând de faptul că ochișorii noștri sunt nu numai pentru calculator și pentru utilizarea mijloacelor moderne, ci și jucăriilor frumoase, iar mobilierul ne-a făcut să ne simțim și mai bine, pentru că este ceva nou, pe copii a încântat, pe părinți cu atât mai mult și-au exprimat acordul. Și vă mulțumim încă o dată, în numele părinților, colegilor, inspectoratului, primăriei și copiilor, mulțumim mult, mult de tot. Bună ziua! Dragi copii, stimați invitați, doamne și domnilor, vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră astăzi aici. Astăzi este o zi importantă, este o zi deosebită pentru Kaufland România și pentru părinții și copiii grădiniței cu orar prelungit numărul 2 din Giurgiu. După cum vă mai amintiți, acum 9 luni, am început anul școlar 2012-2013 tot cu acțiune de acest fel. La grădinița din cartierul Tineretului și la căminul de acolo, am inaugurat două spații de joacă pentru copii, precum și lucrările făcute pentru reabilitarea celor clădiri. Astăzi, Kaufland România, împreună cu Fundația Copiii Viitorul Nostru, doresc să mulțumească tuturor celor care au participat la această campanie. Furnizorilor noștri, care au contribuit activ la această campanie, donând sume importante din vânzarea produselor lor în magazinele noastre. Dați-mi voie să enumăr la întâmplare câțiva dintre acești furnizori. Alba Lax, Danone, Candia Dulce, Ifantis România, Nestle România. Dorim să mulțumim în mod special clienților noștri care ni s-au alăturat, cumpărând produsele care au făcut parte din această campanie. Pentru o creștere a personalității lor. De asemenea, voastră, vom avea același succes la acțiunile sociale pe care le vom intra. Dați-mi voi acum, vă rog, să înmânez cecul doamnei director al grădiniței. Vă rog frumos. Noi vă mulțumim frumos pentru gestul generos. Vă urăm să aveți parte de vânzări chiar ca la carte. Oaspeților noștri, gata!
copiii aceștia sunt florile orașului nostru. Vă mulțumim frumos că v-ați gândit ca confortul nostru să fie din ce în ce mai propice dezvoltării. Vă mulțumim din suflet pentru darurile minunate și vă asigurăm că așa cum din generațiile trecute, din rândul copiilor noștri, s-au ridicat arhitecți, medici, avocați, notari, și din rândul acesta să se poată lucra și care să împărtășească din bucuriile copilăriei și din darurile pe care le-ați făcut acasă. Vă rog să-mi permiteți să aduc în județ. Este una din firmele mari ale acestei țări care se și implică în așa ceva. Deși avem mai multe firme pe teritoriul județului, iată că dumnealor s-au implicat și ne-au ajutat în viața de zi cu zi, în creșterea copiilor noștri, care sunt speranța noastră de mâine. Adresez mulțumirile companiei Kaufland. Indirect, primăria și municipalitatea este beneficiară acestor daruri pe care această companie le-a făcut și anul trecut la grădinița 4 și anul acesta la grădinița numărul 2. Emoțiile mele sunt mult mai mari pentru că în această locație, în urmă cu destul de mulți ani, 20 ceva de ani, copiii mei plecau în lungul drum al pregătirilor în viață. Și dacă astăzi fata este studentă și băiatul are examenul de maturitate, examenul de terminare a liceului, de bacalaureat, se datorează și pornirii care au avut-o în această locație, cadrelor didactice din această locație și chiar le recunosc, fiindcă și la vremea respectivă erau tot aici se găseau și lucrul acesta pe care astăzi Kaufland l-a făcut ne obligă pe noi municipalitatea, ținând cont de faptul că suntem în posesia acestei locații, au fost ani mulți în care această locație era în procedură de retrocedare și nu a permis municipalității să investească în această construcție. Suntem în faza în care suntem proprietari, drept urmare vom include și această grădiniță în lista lucrărilor de investiții care vor primi finanțare începând cu anul acesta. Chiar dacă nu vom face toate sălile, dar vor începe cu partea de grupuri sociale, partea de bucătărie, urmând să revenim spre partea de studiu și de loc de joacă. Vă doresc ani mulți cu sănătate, să fiți căscați. Așa, am început să vorbim cam mult noi, să vă dea Dumnezeu sănătate. Să vă dea Dumnezeu gândul cel bun, drum bun în viață. Le mulțumim sponsorilor, să le țină Dumnezeu obiceiul. Și vacanța plăcută, că deja pentru ei sunt gata. Și poate să mai și sponsor. Da, nu, până la urmă, lucrurile vin din suflet. Vă mulțumim de tot, de fapt, prima dată. Vă mulțumim și noi. Grazie, venit cu socială și economică privilegiată, întorceau către societate, către membrii comunității care îi aparțineau, din dezamăgit de ceea ce se întâmplă în România, în sensul că mulți oameni de afaceri căutau mijloace care să le permită către stat. În ultimul timp consta că se întâmplă ceva. Firme de prestigiu, cum ar fi firma Kaufland, au făcut acest gest nobil care... Da, sunt emoționat pentru că particip la un eveniment pe care nu l-am mai întâlnit în ultima vreme și fără ca cineva să creadă că îi facem publicitate Kauflandului, apreciez gestul ca fiind unul de înaltă ținută morală. În calitatea mea de bunic, aici, acum, de-astea mă aflu aici, vă asigur că gestul pe care l-a făcut Kaufland mă obligă să mă implic în a ajuta această grădiniță cu ceva care, în momentul de față, le lipsește. N-am să spun ce, n-am să spun în ce constă, însă, începând de astăzi,
voi fi cel care voi demara un proiect ceva mai micuț, pentru că posibilitățile noastre sunt ceva mai reduse, în a fi și mai aproape de copilașii noștri, care mâine vor duce mai departe în lume numele orașului nostru, ne vor reprezenta pe fiecare în calitatea pe care o avem de educator, când putem să ajutăm copilașii care ne sunt urmași. Vă mulțumesc! Înainte de a prezenta programul artistic, vreau să vă propun că începând din această zi, ziua de 11 iunie, să o declarăm ziua grădiniței și ziua Kaufland, pentru că ați făcut un gest minunat și noi toți, împreună cu copiii, colectivul de cadre didactice și personal administrativ, vă mulțumim și vă purtăm o deosebită dragoste și vrem să vă mulțumim în acest fel. De ce? Copile, azi e ziua ta, sus fruntea că ești cineva, întreaga patrie vezi bine, va ține seama și de tine, să-ți fie venic țara, lumina neîntinată. Copile, ține minte, să fii la fel ca ea, să-ți fie gândul la ager, să nu uiți niciodată, să te ridici în lume, puternic doar prin ea. Celor mici ne e drag, tuturor în lumea copiilor. Iubile și bunici ne-ntâlnim deseori în lumea copiilor. Și un băiat cât de mic suie muntele ca zbor în lumea copiilor. Lanțul e mai bănic, visul mai putrezător în deci jucării multe, multe. Jocuri de construit, păpuși. Și cu
Party. Party. Garden party, nu? Că e în curte. A, deci așa. Un garden party, da? Deci așa, a? Deci așa. Deci asta e, asta. De unde e această pasiune? De unde v-ați descoperit această apetență pentru mașinițe? Întrebări vechi, e greu de răspuns foarte repede. Oarecum, fără să vreau, m-am născut pe roți și după aia am coborât de pe roți cu voință personală, dar nu despre asta e vorba acum. Deci în cadrul nopții muzeelor, am crezut că e bine, mai ales pentru tinere, dar și pentru cei mai în vârstă. Multe din asemenea mașini nu mai există, decât le mai vedem când și când pe stradă sau la colecționari. Să arătăm o colecție strânsă în 2-3 ani, nu e nicio minune, deci nu au venit de știu de pe unde. Teoretic le putea cumpăra oricine de la chioșcul de ziare, dar puțini copii, mai ales, își pot permite să cumpere toate. Și eu am făcut un efort, nu ascund, dar nu despre asta e vorba. Deci, deși expoziția pare o joacă, nu este, că tocmai de-aia am și făcut-o. Am pus un titlu dintr-o carte celebră cu care dormeam sub pernă când eram copil, din Mobilis Immobile, deci mobil, mobil, deviza celebrului Capitan Nemo, din 20.000 de leghe sumării. Puțin mai citesc asta și e păcat. Și deși pare o joacă, nu este. Deci am încercat să explic, să exemplific că multe din aceste mașini nu sunt numai o istorie a automobilismului, ci sunt și, dacă doriți neapărat, o istorie politică a unor mașini. Deci sunt mașini cu care pe vremuri nu umbla fite cine. Mai puțin știu că chiar cei care aveau voie să suie în ele aveau fior pășirea spinării, că mai ales când erau chemați nu știu unde, că peste 5 minute puteau să coboare definitiv din ea. Mai ales mașinile din epoca sovietică, de gen Zim, dar și mai târzii, cum au fost Tatra, Varșava, Volga, că erau... De exemplu, Zisul a fost, care se numește, de fapt, înseamnă Zavod imenea Stalina, a fost comandat special pentru Stalin și șef foarte mari, era și o variantă blindată. Apoi erau Zimurile, Ceaica,
se mai numea mașina ministrilor, Volga, mașina adjuncților și așa mai departe. Ulterior, Zilul, care a înlocuit Zisul și așa mai departe. Mai ales, ulterior, toată pleiada de Mercedes-uri și... Dar și vedem și mașinile făcute în România, care, deși se puteau vinde teoretic oricui, într-o mare parte din perioadă, foarte puțin își puteau permite. Sunt primele serii din Dacia, toată gama de Dacia, toată gama de Arori, care, oricât ar părea de ciudat, au fost mașini bune la vremea lor. Avem și machete de mașini care nici în Occident nu își permite oricine, legende pe roți, cum sunt gama Ferrari, dar și mașini care mulți regretă acum că le-au casat după 90 și... Am avut un prieten bun care avea un Trabant și într-o stare relativ bună. Zic, bă, nu-l da la casa, că peste 20 de ani o să-l vinzi în valută, nu m-a crezut acum, regret. Cum celebrele Trabanturi, Warburguri. Deci, în concluzie, este o colecție care pare o expunere de jucărie, dar nu este. Dacă e cea mai dragă. Dacă ne uităm cu atenție... Cum am spus, este o istorie, dacă doriți, pentru cine știe să vadă și, bineînțeles, și cunoaște, este o istorie a unei epoci nu de mult apuse. Unele sunt și în circulație. Care mi este mai dragă? Greu de spus, mai mult așa, ca un tribut sentimental, este această mașină. Sigur, faptul se judecă prin prisma epocii în care ele s-au petrecut, nu aveam niciun merit că aveam voie să mă sui în ea. Este această mașină numită Zim, Zavod, inima Molotov, asta înseamnă, care a fost în dotarea la dispoziția părintelui meu vreo 15 ani. Și au urmat și altele, se poate scrie un studiu, l-am pe bancă, mai trebuie să-l cizelesc puțin, numit Mașinile Negre. Că și aici mulți vorbesc și puțin cunosc. Toți vedeau exterioarele, dar nimeni nu vedea ce era în dosul lor. În orice zi te puteai și ultima oră. Da. Bun, deci fiecare, dacă doriți, are o poveste a ei. Dacă intrăm în detalii tehnice, putem vorbi despre fiecare fără hârtii cel puțin un sfert de oră. Toate sunt, multe au fost remixuri, copii după mașini occidentale. Deci erau replicile puterii sovietice la mașinile occidentale. Uite, câteva exemple. Zisul, care a fost comandat special, conceput la ordinul direct al lui Stalin, inclusiv în variantă blindată, uite aici, așa, a fost o replică după Pahartul american. Zimul de care am vorbit a fost o replică și o să râdeți destul de reușită după Buicul american. O mașină foarte solidă, foarte... Pobeda, care a fost o replică după Ford sau după Chevrolet, după anumite păreri, și mașina târzie a nomenclaturii sovietice din epoca Brejnev, Zilul sau Zavod Imina Lenina, care a înlocuit vechiul Zis și care era o replică după Cadillacul american și nu era cu nimic mai prejos, ba chiar anumite componente mult mai solidă. Celebrele Volgi, apoi Mosviciurile, la rândul lor replici după Chevrolet, după Opel și așa mai departe. Mult mai târziu, bine, nu se coborau să cumpără licență, au făcut-o mai târziu, iată, gama de Vaz, de Lada, după Fiat și așa mai departe, cum au cumpărat și românii după Renault și polonezii ulterior.
fost seria de Trabant, mașinile populare, replici la celebra Volkswagen, deci mașina poporului, asta înseamnă, care a fost o idee a lui Hitler, făcută inițial de legendarul constructor Ferdinand Porsche. Ulterior s-a dezvoltat celebra BT sau broscuța, care au reînviat-o recent într-o formă mai agresivă, dar iată și primul Mercedes făcut după război, că uzina a fost aproape distrusă, legendarul 180. Când eram copil, am prins-o și eu. Și se poate vorbi foarte mult. Cioslovacii au îndrăznit și ei să facă o mașină proprie, care are o istorie foarte bogată, faimoasa gamă Tatra, care o vedeți aici. Da, pe scurt, cam așa, în încheiere vreau, a fost un grup de elevi din București duminică și îmi zice un puș de asta, ce pe de asta le-am și eu acasă. Zic, foarte bine, fă expoziție, dar când nu-i cumpărat tu din banii tăi, atunci te lauză. Hai să vedem câți copii își pot permite să-i cumpere tăi, că susțin chestia asta. Dar, repet, am făcut-o pentru tineret și cei mai în vârstă. Dar, repet, deși pare o jucărie, nu este. Dacă am avea timp să vorbim despre fiecare, o să vedeți că are fiecare o istorie ei, inclusiv politică. Uite, ultimele două ori am făcut datorie. Ultimele două ori am făcut datorie, adică rect de terare, ăla de acolo și Dacia Nova. Le plătesc în joi. Păi este 25 de ori capăt de lume, dacă nu spuneți. Deci 50 de lei pe lună. Da, să știți că m-am codit așa, zic, două serii, deci astea Ferrari sunt altă gașcă, că suntem între noi. Serie de mașini de epocă, în general est și puține vest, o apărut 44. Din seria Ferrari, din motive obiective, că n-am ajuns la Giurgiu, n-am două dintre ele. O femeie cu secade, că lasă să într-un profesor, că îmi dați talea de mașini est. Prima a fost asta, 1300. Dacia Supernova. Ah, da. Da. Dacia noastră. Machetă. Apropo de chestia cu istoria, deci nu suntem de o broșură, da, cu toată istoria mașinii. Uite, de zil. Extrapolată și în țările satelizate. Deci, ca să ai de asta ulterior cu o variantă modernizată numită CEICA, încă n-a apărut machetă, trebuie să fii cel puțin ministru. Ca să ai Volga sau Pobedă ulterior variantă. Ulterior, după anii 60, au renunțat în el. Și au comandat mașini occidentale. A fost toată seria de Mercedes-uri. L-am prins și eu între ele. Trabant. Deci, aici, l-am prins și eu, mă rog, aveam voie prin... L-au abandonat. În schimb, All City-ul a fost... gama Dacia era după Renault. Da. Toată seria asta, care o am toată, sunt 44 până acum. Și mai apare. Da, mai Ce mai colecționați dumneavoastră? Nu mă întreba. Vă întreb. E adevărat că multe le-am și moștenit de la tata, de la sormea, de la fratimiu, da? Ale mele, să zic așa, cumpărate de mine. Și mă uit, oameni, m-am strâns cureaua, au ajuns să se vindă la tarabă cu un leu. Am încercat să fac timbre, dar n-am putut să țin decorații, sigur, nu ale mele, că atât de deci de Maurer, de Ceaușescu, de Chivu Stoica, de la... fac diverse medalii,
Colecții întregi sunt, am tot dat, nu știu pe unde le mai pune, reviste, de tăieturi de ziare, încă din anii 60, da, foarte interesant. Încerc să elaborez, am fost și o rămuri la vremea mea, nu m-am născut muzeograf, te face muzeu, nu în școală. Uite, astea, dacă mă gândesc bine, dacă... Deci, drama istoriei, ceea ce îți pare... Avem scuza, ce între noi fie vorba, da, dar nu spui ce... Nici o scuză n-avem acum, că știu că din nou... Așa, dus la ăia, e clar. Moaște, vezi baza de acolo, de jos, aia verde? Da. Cristal verde de Boemia, o piesă extrem de rară. O am de la mătușă mea. Deci aveți această... Da. Din păcate, multe s-au risipit fără voia mea. Știu că am plecat. Să nu confundăm locul nașterii cu originile. Deci, eu sunt de educație ardelenească. Da. Și tata era din Sălaș. Da. Pentru el l-a adus serviciul la București. El în București se simțea un soi de exilat. De câte ori putea pleca la Cluj, acolo era el acasă. Dar crescută la Brașov, de o soră. Că părinții, 1-12 în București și după aia a fost o ambiție a mea și nu mi-a părut rău. Să mă împiedic undeva, eu la pele